Bine ați venit! Cunoașteți legenda lui Tezeu? Nu? Dar e literatură oblig... Dădal. Cine e Tezeu? Ce? Se spune că, în urmă cu secole, un rege al Atenei pe numele său Egeu își dorea foarte mult un copil care să-l urmeze la tron. Aduse jertfe zeilor și rugă în fel și chip, merse la oracole, la oameni înțelepți, la prieteni, se sfătui, întrebă, dar nu a fost cu putință să aibă vreun copil. Mâhnit, regele s-a dus în ospeție la prietenul său, regele Piteus, în orașul Trezena. Acesta, auzindu-i necazul, se gândi îndelung și socoti că e bine să-i o dea de soție pe fica sa, Etra. Îl rugă doar să o lase să-i fie alături până va muri. Egeu se învoi și toți se bucurară. O singură ființă nu era de acord cu nunta lor. Poseidon, zeul mărilor care o îndrăgea foarte mult pe Etra. Într-o zi, pândind-o pe mireasă, o cuprinse la pieptul său, iar după un timp, prințesa din Trezena născu pe fiul lui Poseidon, Tezeu. Regele atenian, văzându-și dorința împlinită, se bucură nespus. Plecă spre Atena, lăsându-și soția și fiul în Trezena, nu înainte de a-i cere Etrei să îl trimită pe Tezeu când va crește. Înaintea plecării, ascunsese sub o stâncă mai grea decât casa, sandalele și o sabie. Acestea trebuiau să fie purtate doar de Tezeu din ziua în care va fi vrednic să-i stea alături și să domnească în Atena. Egeu își lua rămas bun de la Etra și al său fiu și porni cu carul spre Atena. Tezeu crescu mai repede decât alții, căci era fiul de zeu. La 16 ani știa să se lupte cu sabia și lancia, știa să încordeze arcul, să tragă cu praștia, să mânuiască gheoaga și să conducă în goană cai înhămați la car. Era un flăcău zvelt și înalt. Etra, văzându-l atât de voinic și de viteaz, îi arătă stânca sub care se ascundeau sandalele și sabia soțului său. Mulți au încercat până atunci să o clintească, dar niciunul nu a reușit. Fără prea mare efort, Tezeu ridică stânca și o a zvârli la vale. În acel loc acum se găseau doar sabia și sandalele regale. Tot ce-i mai rămase de făcut lui Tezeu era să plece spre Atena. Nu stătu prea mult pe gânduri. Nu a fost de acord să plece cu o corabie pe care vâsleau sclavi, de aceea a pornit pe jos spre Atica, spre Atena, prin istmul Corint. Știind că Hercule căzuse în sclavie, Tezeu vroia să-i nimicească pe toți acei tâlhari și monștri nemiloși ce îi asupreau pe oameni. A învins mulți dușmani periculoși care îi atacau pe călători. Unul dintre ei a fost preasfiosul Sinis, monstrul cu trei ochi, o cocoașă cu picioarele răsucite și o forță nemai întâlnită. Se luptă cu el din zori până în seară, cu gheoaga, cu bolovani, până îl culcă la pământ, apoi îl legă de un copac, așa cum făcea acest tâlhar cu toți oamenii nevinovați care îi ieșeau în cale și pe care îi jefuia. Tezeu luă toate comorile găsite la Sinis și le dădu săracilor. După ce i-a scăpat pe oameni de fiorosul Sinis, eroul nostru plecă iar. Pe fiul lui Hephaistos, Perifete, cel care lovea toți drumeții zdrobindu-i cu o gheoagă, l-a răpus cu lancia. La poalele unor stânci drepte, prăpăstioase, hălăduia un rege pe numele lui Sciron. El pretindea drept plată celor care treceau pe acolo să-l spere pe picioare. Când călătorul se aplecă să-l spele, Sciron îi dădea un brânci, aruncându-l în mare. Aici, în apă, viețuiau niște broaște țestoase enorme. Lui Sciron îi plăcea să mănânce numai această specie de broaște și pentru a avea carnea fragedă, le hrănea cu oameni, bieți trecători. A încercat să-l arunce și pe Tezeu, dar acesta a fost mult mai iute decât el. Se prinse bine de glezna pe care i-o spăla lui Sciron și... când l-a îmbrâncit, s-a ținut strâns. Apoi, luând vasul de aur, unde îi spăla piciorul, i-l-a trântit în cap. După două zile de luptă, Tezeu a reușit să facă dreptate, aruncându-l în mare pe Sciron ca să-l mănânce broaștele. Vestea despre faptele nobile ale eroului nostru s-au răspândit iute ca vântul prin toată Grecia. Se spunea că oriunde ar apărea acest viteaz, întotdeauna îi scăpa pe oameni de suferințe. Pe malul râului Cefis îl întâlni pe Procust, un tâlhar înalt cu o față neagră, păroasă și încruntată. Pentru a rămâne în viață, drumeții care trăgeau pe acolo îi cereau îndurare, îi dădeau averea, hainele și făgăduiau o altă plată mai târziu. Vicleanul nu se îndura. Le cerea să se culce pe un pat de aramă. După spusele lui, dacă erau lungi cât patul, erau liberi. Mulți sărmani se culcaseră pe patul de aramă, dar rar se întâmpla să fie pe măsură cu el. Pentru unii era prea lung, pentru alții era prea scurt. Pe toți îi zdrobea cu un singur pumn. Ajuns în fața lui Procust, Tezeu, auzind povestea, îi sări în piept și începu o luptă grea cu uriașul tâlhar. După trei zile, Tezeu i-a poruncit lui Procust să se culce în patul de aramă, apoi l-a nimicit dintr-o lovitură. Astfel s-a stins din viață și ultimul tâlhar, ce chinuia drumeții spre porțile Atenei. Bărbați, femei, copii, toți erau fericiți că au scăpat de tâlharii care le stăpâneau ținuturile. În vreme ce Tezeu intra cu pasul sigur în Atena, regele Egeu, tatăl său,
temându-se că fratele său îi va lua tronul, o primea pe Medea, care știa multe vrăji și care i-a promis că îi va reda tinerețea. Ajuns în sfârșit la porțile palatului regal, tânărul voinic din Trezena ceru îngăduința de a-l desfăta pe rege, rostindu-i versuri și cântându-i imnuri. Când apăru în fața regelui Egeu, vrăjitoarea îl recunoscu pe Tezeu. Temându-se că va fi alungată, Medea nu-i spuse nimic regelui. Ba chiar îi șopti că Tezeu este un criminal trimis de fratele său. Egeu, înspăimântat, umplu pocalul fiului său cu un suc otrăvitor dat de vrăjitoare, făcut din floare de cucută. Tocmai atunci Tezeu își scoase sabia de la brâu pentru ca să-și taie o bucată de friptură. Văzând sabia, regele își aruncă ochii spre sandalele viteazului. Erau aceleași cu cele ascunse sub stâncă în urmă cu 16 ani. Mult s-a bucurat Egeu când și-a văzut fiul, apoi s-a pornit o petrecere cum nu se mai văzuse în Atena până atunci. Tezeu a rămas în palat. Tânărul era admirat de toată lumea pentru curajul și îndemânarea sa în luptă. A sosit și ziua în care Atena trebuia să plătească tribut regelui Minos, 7 băieți și 7 fete. Femeile plângeau în hohote lângă palatul regelui Egeu, iar bărbații le priveau cu mâhnire. Tezeu află de la tatăl său că tinerii, ajunși pe mâinile regelui Minos, urmau să intre în labirint, un palat mare de la Knossos, cu zeci sute de coridoare, de unde nu vor mai ieși niciodată, pentru că vor fi sfâșiați de o fiară zisă Minotaur, care era pe jumătate om, pe jumătate taur. Chiar dacă ar fi reușit să le evite pe Minotaur, acei tineri n-ar mai fi avut nicio scăpare, deoarece ar fi murit de foame și sete. Cum a auzit toate acestea, Tezeu i-a cerut tatălui său să-l lase să plece spre Creta, alături de ceilalți tineri, pentru a-l birui pe Minotaur. Regele Egeu a încercat să-l convingă pe Tezeu să-și schimbe hotărârea. Se temea pentru soarta regatului, dar nu a reușit. A stabilit cu Tezeu ca la întoarcere pânzele negre ale vasului să fie schimbate cu pânzele albe ale veseliei. Până atunci, regele Egeu îl va aștepta zi și noapte, privind îndepărtări. În ziua plecării, Tezeu își lua rămas bun de la tatăl său și se îmbarcă pe vas alături de ceilalți tineri. Regele a privit spre mare până când vasul a dispărut la orizont, sperând că viteazul său fiu va readuce odată cu tinerii și veselia în Atena. Vasul se îndrepta spre Creta. Au plutit peste mări senine și pe furtuni mult timp, dar au ajuns. Intrând în orașul Knossos, ei s-au dus drept la palatul lui Minos pentru ca regele să-i poată saluta înainte de a-i trimite la moarte. Tezeu refuză să se plece în fața lui Minos. Nu erau sclavi, iar el, la fel ca Minos, era fiu de olimpian. Minos aruncă un inel cu piatră scumpă în valurile mării, cerându-i lui Tezeu să meargă la tatăl său, Poseidon, să-l ia. Nu stătu mult timp pe gânduri și eroul nostru coborâ în adâncuri. Tezeu se întoarse cu un inel la Minos, iar Ariadna, fica lui, plângea de bucurie. Ea se îndrăgostise de Tezeu de cum îl văzuse înfruntându-i tatăl. În timpul nopții, Ariadna îi dădu lui Tezeu un ghem de ață și un pumnal, așa cum o învățase de Dal, arhitectul labirintului. Leagă capătul firului la intrarea în labirint și apoi desfă ghemul, i-a spus ea. Dacă reușești să-l învingi pe Minotaur, firul îți va arăta drumul de întoarcere, a adăugat Ariadna. Spre dimineață, sclavii au luat pe atenieni, mai mult în brânci, și i-au împins în labirintul unde stătea înfometat Minotaurul. Era întuneric. Un întuneric înspăimântător. Tezeu nu așteptă foarte mult. A prins chiar la intrare de un stâlp al porții un capăt de ață ca să nu se rătăcească pe coridoarele încălcite și a început să desfășoare ghemul pe unde mergea. Le-a cerut celorlalți să-l aștepte în acel loc, iar el a intrat în labirint, încercând să intuiască în ce parte se găsește Minotaurul. Merse o vreme prin labirintul întunecos când deodată auzi un mârâit. Minotaurul zăcea pe podeaua de piatră și dormea. Aici era lumină pentru că prin tavan pătrundeau razele soarelui. Când Minotaurul s-a repezit spre el, Tezeu a luat pumnalul și l-a înfipt în coastă. Fiara s-a întors spre el mugind. Tezeu l-a apucat de un corn și l-a izbit fără încetare. L-a lovit în ochi, în coaste, în piept, până ce a doborât fiara care mânca oameni. După aceea, Tezeu a apucat ghemul Ariadnei și, strângând firul, a ajuns la ieșirea din labirint, unde l-așteptau tinerii fericiți. Ei s-au sfătuit să aștepte până când se lasă noaptea și la umbra ei să intre în port. Tinerii avariaseră toate corăbile lui Minos. Singurul care se mai legăna era cel al atenienilor. Pe acest vas se îmbarcă și Ariadna, care hotărâse cu Tezeu să plece împreună spre Atena. În acea noapte pe vas a avut loc un ospăț. Atunci Tezeu a uitat de promisiunea pe care o făcuse tatălui său. Când a zărit vasul cu pânze negre, regele Egeu s-a aruncat în apa mării. De atunci, marea unde el și-a luat viața a primit numele de Marea Egee. Ajuns la țărm, Tezeu a aflat ce s-a întâmplat cu tatăl său. A vrut să-și ia viața, dar mulțimea adunată l-a condus cu forța la palat și l-a încoronat. Tezeu nu s-a împotrivit.
a rămas în Atena să aibă grijă de liniștea regatului și de locuitorii acestuia. Cine e Tezeu? Celebrul lumea colorată, vrei să hoinărești prin labirinturile culorilor, umbrelor, contrastelor și amestecurilor de vopsele? Te invităm! Suntem la dispoziția ta! Da. Alege nivelul de joc. Expediție. Alege nivelul. Antrenament. Dădal. Pregătit. Probabil te întrebi ce are turta dulce cu moara de vânt și dădal cu Tezeu, nu? Are multe, chiar multe. Dacă dădal nu părăsește Creta, Minos îl obligă pe arhitect să monteze noi capcane în labirint. Atunci pentru Tezeu nu va mai exista nicio speranță. Dedal trebuie să plece cât mai departe pentru ca Minos să nu aibă nicio putere asupra lui. Dedal, Dedal, te simți neajutorat? Strânge pene și fă-ți aripi din ele. Astfel nicio pasăre nu va îndrăzni să râdă de oameni pentru că nu pot să zboare. Oh, la orizontală nu zbori. Probabil te întrebi ce are turta dulce. În acest joc vei fi în pielea lui Dedal, care trebuie să strângă pene pentru a-și face din ele aripi cu care să părăsească Creta. Pentru a reuși, trebuie să se așeze sub penele care cad și să le strângă într-o amforă grecească. Poți să aduni pene. Dacă nu atingi sau depășești limita stabilită, trebuie să reîncepi jocul. Apoi trebuie să gonești albinele de la care Dedal a cules ceara necesară pentru lipirea penelor de aripile artificiale. Alungă insectele cu ajutorul unei afumătoare. Fii atent! Albinele care zboară în jos trebuie să întâlnească fumul. Aici ai voie să încerci de câteva ori. Pe Dedal îl conduci cu ajutorul tastelor cu săgeți. Cu ajutorul acestui buton poți opri jocul. Cu ajutorul acestui buton poți întrerupe jocul. Cu moara... Vrei să întrerup? Da, vrei. Dedal reactivare. Dirijează zborul lui Dedal. Oi.
păcate, se pare că Dedal vrea să devină notător, nu pilot. A făcut exact, vrei să întrerupi, da. Salturile lui Sciron. Vă rog, domnilor, aici are loc duelul Tezeu contra Sciron. Iată, Sciron se îndreaptă spre Tezeu, Tezeul fentează, Sciron cade, cade de pe stâncă, domnilor. Ah, ce săritură! Sarcina ta este conducerea lui Sciron, care cade de pe stâncă, în așa fel încât să execute diverse acrobații. Îl conduci pe Sciron cu ajutorul tastelor cu săgeți. Combinațiile... ghicește-le! Cu alte cuvinte, diverse combinații ale tastelor... Mai încercăm. Vă rog, domnilor, aici are loc duelul Tezeu contra Sciron. Iată, Sciron se îndreaptă spre Tezeu, Tezeul fentează, Sciron cade, cade de pe stâncă, domnilor. Ah, ce săritură! Vrei? Da. Armagedon, sau cum și-a format Tezeu, armată de câteva persoane înaintea plecării în Creta. Înaintea expediției în Creta, pentru a-i aduce birul regelui Minos, Tezeu a hotărât că se va întoarce la Atena cu orice preț. Misiunea era riscantă, iar niște marinari obișnuiți n-ar fi scos-o la capăt. De aceea, Tezeu trebuie să-și completeze mini-armata. Ajută-l să-i găsească pe cei mai cunoscuți aventurieri atenieni. Fii atent să se pregătească bine de expediție. În acest joc ești în rolul lui Tezeu. Va trebui să-l conduci în așa fel încât să-și îndeplinească toate sarcinile pe care le vezi pe acest panou. Dă click pe una din sarcini și ascultă ce trebuie să faci pentru a le îndeplini. Nu trebuie să le execuți succesiv. Te deplasezi dând click cu mouse-ul pe locul de destinație. Tezeu merge în direcția indicată și dacă va avea acolo ceva de făcut, vei fi informat. Cu ajutorul acestui buton poți opri jocul. Cu ajutorul acestui buton poți întrerupe jocul. Pentru a avea de mâncare pe mare, vânează un mistreț. Du-te la templu pentru ca zeii să-ți dăruiască energie și noroc pe timpul călătoriei. Salut, soldatule! Ai trecut prin multe aventuri. Hai cu mine în Creta! Ei, viteazule Tezeu! Plec cu tine pe mare doar dacă îmi plătesc soldă! Salut, soldatule! Ai trecut prin multe aventuri. Du-te la templu pentru ca zeii să-ți dăruiască energie și noroc pe timpul călătoriei. Plec cu tine pe mare doar dacă îmi plătesc soldă. Ei, Tezeu, trebuie să mai exersezi. Mai încercăm o dată. Băiete, arăți ca un marinar adevărat.
te-ai descurcat, Tezeu. Voi pleca pe mare cu tine. Găsește-l pe capitanul Riscus. Dacă îl vei învinge la zaruri, va pleca cu tine. Tată! Fiule iubit! Du-te la templu pentru ca zeii să-ți dăruiască energie și noroc pe timpul călătoriei. Pentru a plăti marinarii închiriați, alege bani din bisterie. Salut, soldatule! Ai trecut prin multe aventuri. Hai cu mine în Creta! Recrutează un timonier. Ai grijă, trebuie să fie cel puțin la fel de puternic ca tine. Aici sigur voi găsi cei mai buni marinari. Salut, Tezeu! Am auzit multe despre puterea ta neobișnuită. Sunt curios cât de adevărat este. Mă numesc Morpheus și pe mine toți mă consideră cel mai puternic om. Am auzit că îți completezi echipajul pentru o călătorie grea. Dacă mă vei învinge, voi fi timonierul tău. Învinge mergând pe mâna lui Morpheus, apoi pe cea a timonierului. În timpul duelului, apasă cât mai repede pe aceste taste. Cu ajutorul acestui buton, poți opri jocul. Cu ajutorul acestui buton, poți întrerupe jocul. Ți-ai arătat forța, Tezeu! Voi naviga cu tine și te voi însoți cu credință în călătorie! Salut, viteazule Tezeu! Cauți la Atena cel mai bun capitan pentru vasul tău? Poate te ajut! Ar trebui totuși mai întâi să ne învingi la zaruri! Ai reușit, Tezeu! Ne vedem pe vas! Vrei să întrerupi jocul? Nu! Vrei? Da! Ia pește pe vas pentru a avea o hrană diversificată. Peștele este sănătos și gustos. Ajută-l pe Tezeu să prindă pești pentru ca marinarii să nu sufere de foame în timpul călătoriei. Cu aceste taste stabilești mișcarea undiței. Jocul se încheie când pescuiești numărul de pești indicat aici. Cu ajutorul acestui buton poți opri jocul. Cu ajutorul acestui buton poți întrerupe jocul. Boing, boing.
Ei, jucăm încă o dată? Nu, nu. Smith Ariad. În acest joc trebuie să o conduci pe Ariadna până la Tezeu, cel întemnițat, pentru a-i da un ghem de ață. Atenție! Eroul nostru va trebui să ajungă cu el în labirint. În acest joc trebuie să o... Bunicuțo, ce guturai am! Și în tot castelul nu e vitamina C. Scandal!
Oh, trebuie să mă lupt. Oh, trebuie să mă lupt. Bine, țopăie pe aici. Domnișorică, bagă-te înapoi în pat. Oh, ce este asta? O iau. Oh, ce este asta? O iau. Olala. A, dar nu se cuvine asta. În pat, pentru că îl chem pe tăticul. Asta. O iau. Absolut întâmplător, am la mine o sticluță. O, nu e suficient. O, trebuie să mă lupt. O, trebuie să mă lupt. O, trebuie să mă lupt. Bine, țopăie pe aici. Domnișorică, bagă-te înapoi în pat. Vrei să... Da, ar prind. Alege. Joci singur sau cu un prieten? Op. În acest joc trebuie să ajungi la labirint și să-l învingi pe Minotaur. Pe drum vei întâlni mulți adversari cărora trebuie să le faci față. Pentru a lovi cu un morcov super rezistent sau cu un pui stricat, apasă pe aceste butoane. Pe traseul tău apar diverse obiecte, bonusuri pe care le poți culege. Aici vezi banda de energie a lui Tezeu. Dacă energia scade la zero, se termină jocul. Cu aceste butoane îl conduci pe Tezeu. Cu ajutorul acestui buton poți opri jocul. Cu ajutorul acestui buton poți întrerupe jocul. Super, Tezeu! Au! Au! Da, da, îți merge bine! Au! 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 Merge bine. Au! Nu e rău, nu e rău. Au! Au! A fost onorabil. Auci! Au! Da, da, îți merge bine. Bravo, bravo. Îți merge bine. Au! Auci! Au! Auci! Au! Au! Auci! Auci! Au! Super, Tezeu! Da, da, îți merge bine! Auci! Nu e rău! Tezeu.
Tezeu. Auci! Da, îți merge bine. Vrei să întrerup? Da! Armagedon, sau cum și-a format Tezeu, armată de câteva persoane înaintea plecării în Creta. Ești din program? Da, vreau!